a fost realizat în 300 de orașe concomitent, Noaptea Cercetătorilor, în premieră absolută la Chișinău. Cum s-a petrecut, ce s-a întâmplat și cum s-a distrat lumea, urmărește chiar acum. În premieră la Chișinău și simultan în 300 de orașe din Europa s-a desfășurat Noaptea Cercetătorilor. Studenții, dar și profesorii de la Academie de Știință au avut la dispoziție o zi întreagă să cerceteze, dar și să viziteze expoziția organizată în fața Academiei. Evenimentul a culminat cu un show spectaculos oferit de Sasha Lopez, Ale Blake și Bruno. Ne simțim foarte bine, cu multă energie, chiar dacă am fost toată ziua aici prezente, dar la sfârșit cu această muzică ne simțim energice și dorința de a dar superbă, de neuitat. Bine, super. Ești fană Sasha Lopez? Nu. De ce ai venit? Muzica-mi place. Nu-s fană, dar muzica-mi place. Extraordinar! Atmosferă incendiară! O seară nemaipomenită, organizată de Academie de Știință. Vreau să sunteți fană Sasha Lopez? Îmi place! Îmi place, de ce nu? Mă simt și eu mai tânără! Și dacă unii știau ce e aia Noaptea Cercetătorilor, alții nici nu aveau habar la ce eveniment a venit. Sigur, sunt cercetător științific, lucrez în laborator de genetică moleculară umană. Este un lucru extraordinar, complicat, dar aduce satisfacție pentru că ajutăm oamenii. Noi suntem studenții la Universitatea Academiei de Științe și noi suntem viitorii cercetători, viitorul științei ai Republicii Moldova, noi suntem. Noi trăim, să spunem la moment, trăim aceste momente și simțim ceea ce înseamnă să fii cercetător. Am avut norocul ca să nimeresc la această seară, mi-a părut foarte interesant. Noaptea cercetătorilor, știi ce e asta? Nu știu, că pentru prima oară destul de bine. Mi-a plăcut, e fain. Sperăm că va avea continuitate și la anul, și la anul. Mulțumim Academiei de Științe! Astăzi, de fapt, a fost Noaptea Cercetătorilor. Cu ocazia asta v-a invitat și pe voi. Știți în general ce e asta? Nu știu. Am auzit că este organizat de Uniunea Europeană și de Academia de Științe, este sponsorizat de cei de afară și a fost o expoziție aici de tinerii care își au arătat talentele, ceva de genul. Adică nu ați venit să vedeți ce a fost? Nu am avut timp. Astăzi am fost doar prin emisiuni, am fost la radiouri pentru că vin foarte rar și atunci toți prietenii m-au invitat la ei la televiziune. Și ce e asta Noaptea Cercetătorilor? Habar n-am. Cercetătorii sunt oamenii care caută ceva în diferit domeniu, da? Nu? E noaptea lor care caută ceva. Poate cineva caută niște senzații noi. Iar cei care căutau senzații noi, sigur le-au găsit. A fost foarte tare, nu știu, eu nu știu. Da! Nu știu, eu nu sunt spectator, eu sunt ăla care concertează. De aia când toți întreabă cum a fost, nu știu, voi ziceți mie. Ia zi-mi, știai că ai atâtea fani aici la Chișinău, te vor să facă poze, stau în rând. Habar n-aveam. Sincer, roșesc? Nu. Nu se vede, chiar se dacă roșesc, exact. Nu se vede. Nu, e plăcut, e foarte plăcut, nu știam. Eu nu prea ies în Chișinău, în oraș. Uite că de azi înainte urmează să ieși, cred. Invadează spațiul meu propriu, nu. Când am plecat, ei erau încă mici. Nu știam că am atâția fani aici. Da, a fost frumos. Oamenii au stat cu noi, au dansat, au cântat toate piesele, ne-au înnebunit. V-ați întors înapoi chiar, erați cât pe ce să plecați? Noi terminasem show-ul, dar l-am continuat și am mai cântat, pentru că ei au fost foarte, foarte extraordinari și atunci am zis să mai stăm. Seara nu s-a putut încheia fără mici incidente. Zicea Ale de o operație, ceva a pățit, ce s-a întâmplat? Astăzi dimineață când am ajuns, când am aterizat, stai că nu pot să mă concentrez cu ei. Când am aterizat, am fost și i-a fost extrasă o măsea și a fost cusută. Acum când cânta pe scenă live, i s-a discusut această rană, dar ea a continuat să cânte live pentru că asta este meseria ei și o iubesc pentru asta.
Oh, change the chain and nobody. Ooh, ba-blame, wanna make the ba-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 
acum. Hai, vine la